Maia Sandu refuză o candidatură la alegerile din România. Președinta Republicii Moldova a respins categoric ideea de a ocupa o funcție în țara noastră, inclusiv pe cea de președinte. Într-un interviu pentru un post de televiziune de peste Prut, Maia Sandu a declarat că scopul ei este să ducă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Vreau să fie foarte clar. Nu candidez la nicio funcție în România. Știu că sunt în de cealaltă parte a Prutului români care urmăresc ce facem noi la Chișinău și unii dintre ei apreciază ce facem noi la Chișinău, le suntem tare recunoscători. Noi avem niște sarcini tare importante aici. Noi trebuie să rezistăm, noi trebuie să reușim să ținem Republica Moldova de partea lumii libere și noi trebuie să reușim să ducem Republica Moldova în Uniunea Europeană. Sunt sarcini importante și complicate și noi contăm foarte mult pe sprijinul României. În continuare contăm pe sprijinul domnului președinte, pe sprijinul guvernului și pe sprijinul tuturor românilor din partea dreapta Prutului.